Iată-l și pe Novak, fundașul stânga, revenind de pe flancul drept. Artiunin trimite pe culoar pentru Marco Benson. Și iată acum o greșeală a jucătorilor noastre. Ganea, Ganea este în careu. Ganea! Gol! Gol FC Brașov! Cristi Ganea înscrie primul său gol pentru FC Brașov. Primul său gol în Liga 1, în minutul 40. Gorubeț la ban, este cel care greșește, a încercat să-i trimită lui Ben Youssef și iată-l pe Ganea, care pleacă într-o zonă relativ închisă, se duce într-un unghi închis, dar reușește un șut perfect, un șut lângă bară și minutul 40 este minutul deschiderii scorului aici, sub tâmpa. Silviu Lung învins pentru prima dată. Cristi Ganea înscrie primul gol al Brașovului în această nouă epocă.